Iată că am revenit, dragii mei, pentru partea finală. Hamburger carnivor contra hamburger veggie, vegetarian. Toate aceste lucruri le voi pune în hamburgerul vegetarian. Chiar și brânză voi pune. Iar în hamburgerul carnivor voi pune carne, sos chili-chili cu muștar peste hamburgerul carnivor sau din carne și sos aioli, cremă fresh, smântână de fapt cu usturoi peste hamburgerul vegetarian. Vinete și dovlecei prăjiți, ceapă, adică prăjită, prăpăliți la grill, să zic așa, ok? Și brânză, mozzarella se numește. De ce? Că nu prea arată mozzarella care știm noi, la Facebook, așa? Așa să fie. Am luat-o că e rotundă, singura care era rotundă în magazin. Dar haideți să trecem acum să preparăm carnea. Hamburgerul din carne, unul singur. Deci aici avem un recipient în care o să punem carnea, dar mai întâi o să ungem cu puțin ulei ca să nu se lipească. Uite așa. După care cu o lingură o să umplem toată tot acest recipient cu carne. Cât e? Cam 5 centimetri. Mega hamburger. Ia să vedem cât este. 5 centimetri. Merge. O să facem cum se numește? Foc rapide. Rapidos. Trebuie să... Așa, ungem. Normal, carne e bună, nu vă vine să credeți. Am uitat ierburile aromatice la grădină. Ai. Na, ce să facem? Deci nu mai pun nicio ierbă. Deci lasă simte, nu mai pun nicio iarbă aromatică. Asta este. Facem cu ce avem. Deci... Ia uitați, hamburgerul meu este gata. Să mai pătătorim puțin. Ok, perfectas! Ok, acum să... Faza următoare, pauză. Deci am pus puțin ulei în tigaie pe fund. Am dat la 9. Să vedem ce e și prima oară care fac în acest fel. Voi pune cu tot cu recipient. Normal rezistă la temperaturi înalte. Că nu am pus-o. Normal când este la 9 se aude foarte tare. Ia uitați, mișcăm puțin așa să nu se... lipească. Ce-o ieși, nu știu. Vom vedea rezultatul după aceea. Sper să nu explodeze. Ai. Perfectos. Deja începe să se simte excelent. Excelentos. Am reușit să-l dezlipesc.
carnea cum e grasă, o să-ți mai... O să-ți mai... Ai, o să-și mai lase... Ține și apă. Ia uitați-i. Mega hamburger. Ai, ce avem aici? Merge. Ok, pauză și revenim. Să schimbăm pe partea cealaltă. Ai, perfectă. Fix l-am schimbat. Ok. Aia trebuie să facem și pe margine, că... Și e excelentos. Perfectos. Ok. Este făcut. Ai. Frige. Îl băgăm înapoi în recipientul lui. Ok. Nu ne rămâne decât să facem la mise en place. Așa. Perfectos. Deci, războiul continuu. Mega hamburger vegetarian contra mega hamburger carnivorian. Se zice asta? Să-mi spuneți care vă place mai mult. Perfectos. Eu trebuie să vă spun deja că... Și începem. Punem, uite, așa. Punem niște salată, uite așa. Perfectos. Salată și aici. Acum vine brânzica. Așa ar fi trebuit să fac și în partea cealaltă. Ok. În partea aceasta vine... mai bobonul de hamburger. Mai punem o brânzică, mai punem o roșioară. Ai. Punem una mai mare, așa. Mai punem niște salată. Uite, așa. Chiar dacă cade, nu-i nimic. Ultima brânzică și perfectă. Hai și cu celălalt. Ulala, am uitat să pun ceapa totuși. Haideți să împrăștiem așa pe aici. Perfectos. Ia uitați. Mega hamburger. Ok, haideți și aici. Ia uitați, o vânătă așa, dovlecel așa, și încă unul așa, niște ardeiași, pune peste ei niște sos de usturoi, o dăm iar cu o vânătă și încă una, dovlecei, niște cepiță. Perfectos. O dăm iar cu niște sos de... Mai punem o brânzică. Uite, așa, să creăm diferența între straturi.
Plus și am pus, am pus și... Hai să punem și ultima roșie. Din nou. Cum se numesc? Vinetele. Dovlecei. Uite așa. Ardeiași. Perfectos, fraților. Ia uitați ce frumos ești. Ai, 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 ai. Hasta la vista, señor. Perfectos. Ok, 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 ok. Și acum băgăm așa. Și celălalt. Ok, ia să le punem pe farfurii separate, să le punem în evidență. Și uite, în felul ăsta, duelul i-a sfârșit. Pauză. Ok, asistăm aici la un mare duel de titan. Hamburger. Mega hamburger. Carnivor. Contra mega hamburger vegetarian. Ia uitați ce avem aici. Ia să le punem așa frumos. Ceva să le tuțe pe așa pe aici și să le fotografiem mai de aproape. Pentru asta vom opri camera. Vă rog să-mi spuneți care preferați. Hamburgerul vegetarian sau cel carnivor. Ia uitați ce avem aici. Perfectas. Carne, legume. Carne, legume. Vă mulțumesc pentru atenție și acest video simpatic o să-l pun când apar cei, adică când al 500-lea followers se abonează la canalul meu. Mersi, vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem pe data viitoare. Doamne ajută!